Presto! E cel mai frumos brad, nu? Da. Cel mai mare. Ia uitați-vă câți brad sunt aici. Uitați ce brad mare. Atenție. Tăiem? Bradul. Da. Am luat cel mai mare brad. Așa o să țin. Așa, așa. Ce mă vezi? That's like e meu. Vă mulțumesc. E prea mare brad. Dar l-a fost mai mare și ca să poată să intre suportul, am tăiat crengile de jos. Wow, ce brad avem! Din nailon să trăiesc! Din nailon să trăiesc! Super! În spate cred că nu punem globuri. Punem peste tot! Wow. E frumos? Wow. Asta va fi steaua. Mama, uite pe jos, o ia! Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat, mămica? Uite! Păi da, asta așa le-am lăsat noi să cadă. Salut, copii! Bună! Bună! Acum vom face bradul. Ia uitați-vă ce avem aici. Și are un miros. Am luat multe decorațiuni din Jumbo, Cora și Pepco și noi am ales anul ăsta să facem bradul. Ce culori, Mara? Roz, mov și argintiu și alb. Roz și argintiu în principiu, că rozul mai bate și în mov și argintiu mai bate și în alb, asta e, nu puteam să alegem chiar două culori perfecte. Am luat așa niște fulgi, îi desfacem? Da. Ia dă-ți mie. Uite, ți-i dă, mamă, desfă-i tu. Acestea-i avem de la Jumbo. Avem ursuleț și dăm și mie căprioara, Ren. Ren. Opa, Ren. Mi-e plac foarte mult asta, cum este scultată. Părnițele, da. Așa, globuri argintii, roz, avem pe două nuanțe de roz, globuri la fel, ornate cu brăduți și cu zăpadă. Ia să vedem. Apoi avem mov, acestea sunt cam la fel, dar de diferite dimensiuni, un roz mai spre mov. Acestea sunt argintii și argintiu cu puțin alb. Aștia-s fulgi, uite, Teo deja s-a apucat de ornat. Abonați-vă! Și apăsați pe clopoțel! Ce mai avem? Vă mulțumesc! Mai avem floricele argintii și fluturași. De pus în păr. Nu, de pus în pom. Nu, de pus în păr. Christmas collection, uite! Sunt special pentru Crăciun, sunt decorațiuni de Crăciun, scrie aici. Podoabă pentru pom de Crăciun, citește! A, dar se pot pun și în păr. Așa. Avem o instalație cu LED-uri, cu dantelă. Desfac. Becuri argintii, becuri, globuri argintii, globuri roz, altfel de roz. De fapt sunt la fel, dar de diferite dimensiuni. Mai avem așa. Acestea satinate, globuri albe cu roz, cu sclipici. Așa, transparente. Din beton. Și mov. Astea mov, deși sunt de la Cora, seamănă cu astea argintii de la Pepco. Le-am luat să se asemene. Și uitați-vă, mai avem este decorațiunile din anii trecuți, care s-au potrivit anul ăsta. Unde este ascuns? Uitați-vă ce este ascuns. Na-na! Omul de zăpadă, care își modifică picioarele. Uitați. Mare.
Uite, ăsta e Bri. Și avem și Moș Crăciun cu umbrelă, cu parașută. Și acum vom decora brad. Și am început. Glob cu glob, betală cu betală, luminiță cu luminiță, ne-am pregătit să urnăm bradul. Am pus ațișoare fiecărui globuleț. Am aranjat fiecare beteală cu multe ajutoare în jurul nostru. Am reușit să încropim ceva frumos. De la mic la mare, fiecare a pus câte un ornament, sute de globulețe, metri de beteală, zeci de luminițe au împodobit bradul. Abonați-vă și apăsați pe clopoțel! Vă mulțumesc! Am muncit la el ore întregi ca să iasă ceva nemaipomenit. Cu mic cu mare am ajuns aproape la final. Până și Bri și-a adus contribuția. Era cât pe ce să ornăm bradul cu ea. Acum nu ne rămâne decât să îi cântăm O brad frumos! Și să așteptăm să vină Moș Crăciun. Luminițele înconjoară bradul, creând o atmosferă de poveste. Sperăm că vă place ceea ce am realizat. Lăsați-ne în comentarii părerea voastră. Dați-ne idei. Lăsați-ne opiniile voastre. Ce ați dori să mai vedeți? Crăciun fericit, sărbători fericite, iar acum nu ne rămâne decât să-l așteptăm pe Moș Crăciun, dar asta veți vedea într-un episod viitor.